Un incident violent a avut loc la sfârșitul săptămânii în penitenciarul Arad. Doi tineri condamnați pentru omor l-au bătut pe un al treilea încarcerat pentru viol. Victima a fost transportată de urgență la spital cu răni la picioare și la cap. Deținutul a fost grav rănit, dar se află în stare stabilă. Poliția și parchetul au deschis o anchetă. S-a început urmărirea penală față de doi deținuți din cadrul penitenciarului Arad pentru comiterea infracțiunii de tentativă de omor. Unul a lovit la nivelul picioarelor, iar celălalt cu o rangă în zona capului, ultimul act de violență provocându-i un traumatism craniocerebral. Se fac cercetări pentru a se stabili contribuția fiecăruia la producerea vătămării și a împrejurărilor în care s-a produs fapta, a afirmat Dan Aurelian Ursu, purtător de cuvânt al parchetului de pe lângă judecătoria Arad. Cei trei se aflau în sala de forță a închisorii când a izbucnit conflictul. Deținuții aveau vârste cuprinse între 28 și 29 de ani. Împotriva celor doi agresori nu au fost luate măsuri preventive, pentru că deja sunt sub executarea unor pedepse de peste 20 de ani de închisoare pentru omor.